Sponsor AgriCover. Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. Nu uitați că în această seară vine Moș Nicolae, așa că ar trebui să vă pregătiți ghetuțele pentru ca moșul, dacă ați fost cu minți, să vă poată lăsa drept dar niște nuci și fructe. Dacă ați fost neascultători, s-ar putea să vă aducă niște taxe în plus și facturi mai mari. Dar să sperăm în mai bine și să fim atenți acum la Jurnalul Satului. Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic de care vor beneficia crescătorii de animale din România este estimat de Ministerul Agriculturii pentru speciile ovine-caprine la suma de 13,70 de euro pe cap de ovină-caprină. Cuantumul și condițiile de eligibilitate pentru această subvenție APIA pentru ovine-caprine sunt anunțate de un document elaborat pentru Planul Național Strategic 2023-2027 și publicat în noiembrie 2021 pe site-ul Ministerului Agriculturii și dezvoltării regionale. Potrivit documentului MADR, subvenția aceasta va fi achitată pentru 4 milioane de capete de ovine caprine, plafonul alocat plăților fiind stabilit la 54,8 milioane euro, iar cuantumul de 13,70 de euro pe cap de animal. Condițiile de eligibilitate sunt aproape identice cu cele din prezent. Ministerul Agriculturii a publicat pe 25 noiembrie, în setul de documente pentru Planul Național Strategic 2023-2027, condițiile de eligibilitate și sumele alocate pentru cea mai mare subvenție din zootehnie, sprijinul cuplat zootehnic. Cuantumul sprijinului cuplat pentru venit în sectorul zootehnic pentru anul 2023, de care vor beneficia crescătorii de vite, este estimat de Ministerul Agriculturii la 358 de euro pe vaca de lapte, 265 de euro pe taurina de carne și 160 de euro pe bivolițele de lapte. Condițiile de eligibilitate pentru obținerea acestei subvenții europene se apropie mult de cele care sunt în prezent pentru încasarea acesteia. Numărul minim de capete de vaci rămâne la 10 capete, excepție face zona montană cu 5 capete, iar numărul maxim este de 250 de capete. Fermierii care doresc să facă conversia la agricultura ecologică vor avea acces la fonduri europene pentru viitoarea politică agricolă. Sunt alocate milioane de euro, iar beneficiarii vor putea înființa mai multe tipuri de exploatații. Fondurile europene se alocă pentru menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice, menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția antierozională a solului și creșterea cantității de humus, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol. Menținerea sau adaptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția resurselor de apă împotriva poluării. De asemenea, și adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale și biodiversității. Pentru conversia la modelele de agricultură ecologică, perioada de angajament este de maximum 2 ani pentru culturi anuale și maximum 3 ani pentru culturi perene. Sub măsura sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri este cunoscută ca fiind una dintre cele mai de succes linii de finanțare din vechiul PNDR 2014-2020, precum și din perioada de tranziție 2021-2022. Drept dovadă, proiectele depuse în sesiunea de anul acesta au depășit cu mult bugetul de 100 de milioane de euro alocat de AFIR. Datorită succesului și interesului de care se bucură, Ministerul Agriculturii intenționează să continue această măsură și în perioada 2023-2027. De aceea, oficialii au pregătit un buget de 250 de milioane de euro destinat tinerilor fermieri în cei 5 ani din intervalul de aplicabilitate al noului Plan Național Strategic. Potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului, sprijinul public nerambursabil pentru tinerii fermieri ar urma să fie de 70.000 de euro și se va acorda pentru o perioadă de maximum 3 ani în două etape, 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea planului de afaceri.
Subvențiile achitate fermierilor români prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, pot ajunge să fie micșorate dacă beneficiarul nu se încadrează în condițiile de acordare a ecoschemelor. Neaplicarea ecoschemelor de către fermieri ar duce la pierderea a 475 de milioane de euro pe an în România și scăderea subvenției pe hectar de la 195 de euro la doar 120 de euro. Este necesară elaborarea unui plan național strategic care să asigure fermierilor accesul la finanțările europene ce sunt alocate agriculturii naționale prin politica agricolă comună. În cadrul noii politici agricole comune, schemele ecologice sau ecoschemele reprezintă un nou instrument conceput pentru a recompensa fermierii care aleg să facă un pas înainte în ceea ce privește grija față de mediu și acțiunile în domeniul climei. Ecoschemele vor contribui în mod semnificativ la tranziția ecologică și la obiectivele Pactului Verde. Noua politică agricolă comună alocă 25% anual din pilonul 1 plăți directe pentru finanțarea acestora. Ele sunt obligatorii pentru statele membre, dar voluntare pentru fermieri, cărora le pot genera venituri mai mari. În următoarele minute continuăm discuția de la Voinești despre pomicultură și mai ales despre regele fructelor, mărul. Știați că Ionatanul este pe cale de dispariție și că la Voinești este posibil, dacă nu ești atent, să te întâlnești cu mărul polonez? Veți afla amănunte din discuția cu pomicultorii din Dâmbovița. De ce nu reușim să fim competitivi pe piața mărului când condițiile climatice ne sunt favorabile? Există o listă lungă cu răspunsuri, din care selectez câteva. Lipsa forței de muncă, necompensată de tehnologizare, schimbul de generații deficitar, adică tinerii nu mai îmbrățișează meseria de pomicultor, sosirea pe piața românească a unor fructe mai ieftine, lipsa de apetit pentru accesarea fondurilor europene, poate din cauza birocrației autohtone, deși în PNDR există scheme de finanțare dedicate sectorului pomicol, lipsa de organizare a fermierilor pentru a avea acces în rețelele de retail, promovare inexistentă a fructelor românești pe piețele internaționale. Cumulați acești factori negativi, țin România în zona statelor care importă cantități mari de mere. Cu toate acestea, în bazinele pomicole cu tradiție din țara noastră, lucrurile au evoluat în bine, acolo unde factorii pozitivi au prevalat. Adică, fermierii mai tineri au preluat afacerile celor în vârstă, au accesat fonduri europene și au procedat la reconversia plantațiilor și, mai mult, au înțeles avantajele asocierii și s-au reunit în cooperative agricole, având acces în marile magazine. Unii dintre ei au înțeles să dea plus valoare fructului proaspăt și au investit în linii de procesare și folosesc internetul pentru a-și promova micile afaceri. Doamna Uncheașu, am aflat, umblând pe aici prin Voinești, că sunt pomicultori care vând merele la hipermarket, sunt pomicultori care procesează merele și vând suc. Iată, dumneavoastră, ați ieșit cu merele în lădițe la șosea. Merge vânzarea? Nu merge. Nu merge pentru că nu vin nici... Deci, la kilogram... Nu mai trec, există pandemie, iar nu vin micii producători, mici comercianți care ne prelua de obicei marfa. Și dacă vin, vor să o ia la 50 de bani, un leu. Preț care nu acopere cheltuielile, nici cheltuielile. Noastră aici cu cât vindeți un kilogram de mere? Cu 3 lei. Toate soiurile sau mai sunt și... Deci numai King rujul acesta și Golden, care este foarte mare, ce este expus aici, este media, am dat cu 4 lei și cu 5 lei. Dar asta, cum să vă spun, cantitățile care le vindem la poartă sunt nesemnificative. Astăzi, de pildă, suntem... N-am dat nimic. N-ați dat nimic. Și de la ce oră stați aici? De la ora 9. Iată, suntem la ora, e ora 2 și stați de câteva ore... Pe scaun aici și n-ați reușit să vindeți un singur kilogram de mere. Nu a oprit nimeni. Deci nu avem cui să vindem. Și de vină ar fi pandemia? Și pandemia, da, pandemia. Înainte opreau și cumpărau? Mai opreau, nu foarte mult. Deci vânzarea la poartă nu este semnificativă pentru noi micii producători.
Noi expunem marfa și pentru ca să putem să o vindem angroc, altfel dacă nu stai să lângă ea la poartă, nu oprește nimeni. Perfect, bun. N-ați vândut, spuneți astăzi, niciun kilogram de mere. În alte zile vindeți undeva la câteva, până în 10, probabil. Dar totuși, unde vindeți recolta? În alți ani am vândut-o angro la diversi comercianți. Au fost și ani când n-am putut să o vindem și am dat-o pe 30 de bani și au făcut o țuică, mere foarte mari, de calitate extraordinară, acum 2 ani, deci în 2019, iar anul trecut am dat-o angro. Anul ăsta, în afară de vânzarea asta, mica vânzare la poartă, ați dat vreun kilogram de mere, 100 de mere în altă parte? Pentru industrie am dat atât. Cu 50 de bani kilogram am dat pentru industrie, a venit odată și n-am mai venit. Cât ați dat? Am dat vreo 8 tone. Unde vindeți merele, domnul Oprea? Nu prea avem unde. Nu avem unde. Așa. Nu avem unde, pentru că totul este blocat, nu avem nicio legătură cu supermarketuri, cu operative, nu avem. În târguri. Și se mai țin aceste târguri? Da. Anul acesta se țin, față de anul trecut când a fost cu pandemia și s-au închis. Nu, anul ăsta e bine, încă nu s-a închis nimic și mergem prin târguri. Unde sunt aceste târguri? În Giurgiu. Vă duceți de aici, de la Voinești, la Giurgiu? Da, în Giurgiu mergem și la... în Dâmbovița, la două târguri. Da, unde găsim loc disponibil, acolo mergem. Dumneavoastră vindeți consumatorului final sau unul intermediar, când vă duceți într-un astfel de târg? Numai la consumator. Așa, și am vrea să vindem și la intermediar, dar nu prea avem. Acum, în momentan, nu vin. Nu știu, pe perioada de iarnă mai apar câte unul altul și ne-am dorit să vină, să vindem, că nu avem cui să le vindem. Nu reușiți să dați în aceste târguri? Și ce faceți cu ce nu vindeți? Nu știu. Aveți soluții de depozitare? Da, avem. Cât puteți depozita mărul în beciul dumneavoastră? Până în primăvară, mai cel târziu. Mai. Adică marfa să fie și bună. După aceea, nu mai... Dând consumatorului final, mă gândesc că dați cu un preț mai mare decât cei care dau unui intermediar. Sigur că da, undeva peste jumătate, adică dacă trebuie să câștige și el. Cam la ce preț ajungeți dumneavoastră la consumatorul final? Undeva la cele mai de calitate, fiind la 3, undeva la 3 lei. 3 lei maxim, 4, nu, 3 lei un preț de vânzare bun. Mulțumitor? Nu, pentru că vă dați seama, nu vindem o cantitate foarte mare. Mă duc în târgul, s-a terminat 2 ore, cât pot vinde? Foarte puțin. Aveți mașină de transport? Nu am o mașină de transport specială, o mașină normală care mă descurc. Cât vindeți? Vindeți o tonă la un târg? Nu, niciun caz, nu. Undeva la maxim 500 de kg. Maxim, dacă târgul e bun, depinde, o duminică merge bine, o sâmbătă merge bine, știți, omul cumpără pentru o săptămână, dacă totuși mai are, nu, în jur de 400-500 de kilograme. Dumneavoastră sunteți în același timp și un agent economic. Lucrați o suprafață de cât? Noi la stațiune avem 98 de hectare. 100 de hectare cultivate cu măr, cu prun, cu cireș. Bun. Ce soluție de vânzare aveți? Că trebuie să vindeți recolta. Așa este. Marea majoritate a fructelor, mă refer la mere, vor fi instilozate în depozitul pe care îl avem aici în curtea stațiunii. Ele vor fi vânute cam fiecare an către agenții economici care se ocupă cu acest lucru. Intermediari? Cine sunt acești agenți economici? Probabil că colaboratorii ai stațiunii de ani de zile, unde vin și știu că găsesc niște fructe direct de calitate. Direct în hipermarket nu dați? Nu putem da noi direct în hipermarket, dar prin interpus, să spun așa, merele ajung și în hipermarket. Da. Deci sunt firme, nu, care exact, se ocupă exact, cu exact. Comerțul de fructe și vin și iau de la noastră. Da. Nu aveți probleme să zic că nu... Nu putem să spunem că nu avem probleme, am vrea să vindem mult mai bine și cu un preț mult mai mare. Dar deocamdată astea sunt regulile după care vindem. Care este relația în general cu supermarketul? Ați vândut, n-ați vândut, aveți comenzi personal sau cei din zonă? Sau? Eu personal am comenzi, am contract cu supermarketurile. Eu nu am o problemă cu vânzarea fructelor. Din punctul ăsta de vedere, pentru că livrez, am contract, livrez până când termin de... Dar care e soluția? V-au ales pe dumneavoastră singurul din Voinești sau aveți ceva special sau de ce n-aveți o problemă? Nu știu. Sau haideți să le spuneți celorlalți să facă la fel, nu? Nu am eu ceva, am ceva special, am făcut o cooperativă. Bun. Asta e un lucru special. Al doilea, am respectat niște cerințe ale supermarketului, pentru că
trebuie să ambalezi, să sortezi cum trebuie, să livrezi la timp, facturat. Adică sunt niște condiții pe care nu le îndeplinește toată lumea. Bun. Să insistăm puțin pe cooperativă. Câți membri sunteți, când ați făcut-o, cum funcționează și care sunt problemele pe care ați vrea să le împărtășiți cu alții ca să le poată depăși și alții dacă se vor întâlni cu ele? Cooperativa am înființat-o în 2006. În 5 membri, de fapt, membri de familie, ne-am organizat, am făcut o cooperativă și pentru vânzare. Sigur, asta foarte a fost important, pentru cel mai important lucru din munca dumneavoastră. Lucrul cel mai important. Am reușit să vindem prin cooperativă, eram doar 5 membri, ne-am vândut producția, a fost cât de cât bine. Început. Un început. Și probleme au fost că n-am avut cantitate mai mare. Ei cereau mai mult și nu ai ce să vinzi. Iertați-mă, am o curiozitate. Spuneați că a venit un supermarket, a venit în zona dumneavoastră și a cerut mere din zonă, mere românești. Da. În afară de dumneavoastră și de ceilalți membri din cooperativa pe care o făcuserăți, a mai fost cineva din zonă? Am mai dat cineva, dar lumea e învățată să vândă tot ce are, tot ce produce pomul. Indiferent de calitate, adică. Indiferent de calitate. La același preț, dacă la se poate, la prețul mare. Exact. Și când a fost, au cerut 10 tone de mere și am spus, am nevoie să-mi aduc 10 tone de mere, uite, le vindem la magazin. A venit, da, sunt foarte frumoase, foarte bune, am dat ambalajul, ambalajele le-au dat tot cei de la supermarket, noi doar trebuia să le ambalăm, să punem merele, să le încărcăm în mașină, să le... primul transport a fost bun, al doilea cu avertisment și al treilea s-a întors. Care era cauza? Mere nesortate. Ionatanul, care începuse să pufeze, n-a fost sortat ca lumea, dimensiunea nu s-a respectat, calitatea, puncte de rapă, vierme, și atunci s-a întors și s-a terminat colaborarea. Adică, pe lângă condițiile legate de sănătate, trasabilitate ale produsului, trebuie să existe și condițiile, să le denumim, de seriozitate. Seriozitate. Sunteți în așteptarea micului comerciant. Asta este soluția pentru noastră. La hipermarketuri ați încercat să dați totuși 5 hectare, noi, e o suprafață. Noi, ca mici producători, nu avem intrare. N-aveți. Nu avem. Da, ați încercat? V-ați asociat? Am vorbit cu un pomicultor, consătean de-al noastră, are o cooperativă și vinde în hipermarket. Dânsul este, are cooperativă așa, numai pentru familie. Eu am încercat, într-un an ne-a luat și nouă picătură. Sunteți o mare familie aici de pomicultori, nu vă înțelegeți între noi? Nu. Își vinde producția dumnealui. Nu și pe altora. Deci, iată, aveți mere, dar problema mare este că n-aveți cui le vinde. Valorificarea. Și dacă nu se valorifică, nici... Nu vin banii înapoi. Pentru susținerea producției din anul următor nu sunt. Subvenție luați pentru cele 5 hectare? Da, luăm așa de mult încât a fost 130 de euro la hectar și acum ne dă 94 de euro la hectar. Sapsul. Da. Și în rest, asta este subvenția. De la stat nu mai primim nimic. Da, asta mă miră că ați creat atâtea soiuri de mere și nu primiți o retribuție, un onorariu. Că noi la... Ce pensie aveți, doamna Ocheș? 2400. Și soțul 2400, deci... Soțul meu e decedat. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Deci eu sunt cu 2400 de... Și din pensioara asta, pensia noastră mai... Stau cu un frate și el are 1600 și din pensiile noastre contribuie la întreținerea plantațiilor. Pentru că nu avem posibilitate, deci nu ne acoperim cheltuielile. Condiția ambalării merelor a dezvoltat o întreagă industrie a ambalajelor și a serviciilor. Sunt unii care închiriază lădițe de plastic sau vând ambalaje de carton. Dan a decis să reducă din cheltuieli și acum își face propriile ambalaje. Cu ajutorul unui proiect european pe măsura 6-2, a cumpărat o instalație specială de făcut lădițe de carton. Am avut proiect pe măsura 1-2-1, înființare de plantație de pom. Am făcut prima dată, primul proiect am înființat 4 hectare și jumătate de plantație super intensivă. Am avut un proiect de 152.000 de euro, finanțat cu 50-50. Scăzând diferența de curs, am rămas undeva la 25% finanțat. Bun și așa, pentru că sunt niște bani care au venit. Al doilea proiect, am avut o instalare ca tânăr fermier. Dacă soția mai puțin mai tânără, am zis, hai, treci și tu, fă-te fermier, că
trebuie. Și am mai făcut și măsura 112, am luat și de acolo 16.000 de euro. Bun, nu v-am întrebat ce suprafață aveți cu totul? Împreună acum lucrăm aproape 10 hectare. Ale dumneavoastră? Cu soția, cu familia. Familia noastră. Da. Și cooperativa împreună cam câte? Cooperativa cred că ajunge undeva la 30 de hectare, nu foarte, pentru că nu suntem membri cu suprafețe foarte mari. Nici nu cred că sunt în zona suprafețe nici foarte mari. Nu sunt suprafețe mari, foarte mari de livadă. Bun. Eu cu 10 hectare sunt o excepție. Cultivare, cules, ne ajungem tot la depozitare, că nu se vând precum grâul, din păcate, din câmp și nici de aici, din livadă, nu se vând merele. Ce facem cu depozitarea? Am văzut la intrare un panou cu afir, nu m-am uitat foarte atent. Da, este un panou cu afir rămas pentru proiectul de la mașina de, fabrica de ambalaje. Dar am în derulare un proiect pentru construirea unui depozit de 1000 de tone, prin măsura 4-2-a, pe cooperativă. Sunteți un om fericit? Da, sunt fericit că am depus un proiect, a fost aprobat. Așa. Am obținut și de la o bancă partea mea de cofinanțare. Problema e că de o jumătate de an au luat-o prețurile razna. La ce anume? La materiale. La materiale de construcții. Pentru că eu de-abia am semnat contractul cu construcții. A trebuit să fac din nou actualizarea prețurilor și proiectul meu a sărit aproape 500.000 de euro în plus față de ce aveam. Din cauza acestui creșteri de preț de prețuri. Da. Și ce speranțe aveți? Banii ăștia de unde luați? Că proiectul l-a semnat. Contractul l-am semnat, contractul cu banca pentru partea mea de cofinanțare, primii 500.000 de euro, l-am semnat. Acum sunt două posibilități. Banca, neavând încotro, mi-a dat deja 500.000, trebuie să-mi dea și pe ceilalți ca să duc proiectul la capăt. Sau, nu știu ce va fi, nu e a doua posibilitate. Care este motivul pentru care stați în, sau ce s-a întâmplat, sunteți în cărucior? Am avut un accident aici, în livadă, încărcam mere de industrie, nu eram foarte bine dotat, nu aveam un stivuitor, am avut un catar de stivuitor, m-a dat pe tiranții la tractor, la un moment dat n-a fost asigurat cum trebuie tirantul central, s-a desprins și a căzut catarul de stivuitor, a venit spre tractor, spre volan și m-a lovit în coloană. Și asta s-a întâmplat în 2008. Adică toate vă vin de la mere, și relele și bunele? Și relele și bunele, să spunem. Da. Nu, am trecut peste episodul respectiv. Cred că m-am motivat că proiectul de înființare de plantație era depus în 2008, în martie. Accidentul a venit în octombrie 2008. În august am semnat contractul de finanțare și deja aveam două alternative. Să renunț și la proiect și la tot, să rămân, eram la spital, sau și-am ales să mă lupt să văd de unde obțin finanțare. În condițiile astea am găsit o bancă care mi-a finanțat proiectul. Și cum vă descurcați în așa? Am mașina situație adaptată. Mașina am văzut că e adaptată. Adaptată. Și altceva? Că munca? Munca cu oameni, cu familia, dar de dimineață până seara sunt în mașină, în livadă, după oameni. Nu e mașina cu care am venit, e o altă mașină care e de muncă. Am remorcă după ea, remorca. Eu practic fac munca unui tractorist care cară merele din livadă la depozit. Și aveți și privirea de ansamblu a afacerii și vă ocupați și de restul, categorii. Exact. Stau cu, în același timp sunt și cu oamenii în grădină. Lipsesc doar cât sunt, vin cu mașina la descărcat și vin înapoi. Din experiența noastră de până acum, ce soi a mers? Bun, am înțeles că Ionaton este cerut și recunoscut, da. Și eu de mic copil știu mărul Ionatan, soiul Ionatan. Dar așa, pe o medie, pe câțiva ani de zile și experiența, ce vă spune? Ce soiuri au mers cel mai bine? Două soiuri care au mers bine. Merge Golden-ul foarte bine. Eu am plantat Gala. Iar este un soi și foarte gustos. Îl avem pe aici, nu? Este în spate, în lăzi.
Poți să iau de oriunde? Numai cele din de acolo. De aici, da? Acolo. Oricare din ele. Ia să luăm așa. Alea sunt ce au rămas. Astea au fost... Noi pe astea le căutăm, să știți. Astea așa, care nu sunt perfecte, dar care au un gust excepțional. Deci astea sunt merele din soiul Gala. Gala, da. Dați un pic. Așa, spuneți că vă ascult. Așa. Merge foarte bine Golden-ul. L-ați văzut aici, merele galbene. Vând Ida Red, care, merele cu care ne bombardează polonezii. Care sunt alea? Ida Red-ul. Ida Red. Ida Red-ul. Din Polonia, majoritatea numai Ida Red vine. Dar avem și noi Ida Red-ul nostru, care este mult mai gustos decât al lor. Bun. Și mai colorat și mai mare. Spuneți că ați creat soiuri de măr. Ce soiuri ați creat, doamna Uncheș? Deci am creat Ciprian, Dacian, Luca. Noastră, în calitatea noastră de creatoare de soiuri de măr în România, ați primit vreun leu drepturi de autor încasați? Nu. Deși soiurile astea sunt cultivate, nu? Sunt cultivate. Ciprianul și Dacianul, da. Celelalte nu știu, că le-am creat în ultimii ani până să plec la pensie și... Nu știu dacă s-au promovat așa în cultură. Întotdeauna a fost o reticență să promoveze nou. Am înțeles. Dar aici spuneți că aveți ce soi? Dacian. Dacian, nu? Asta? Da. Care ar fi caracteristicile soiului este Dacian? Este un soi rezistent, în primul rând, rezistent la rapăn. Imun la rapăn, de fapt, că rezistent înseamnă să-i aplici două, trei tratamente cu fungicide. Deci acesta nu necesită niciun tratament cu fungicide. În al doilea rând, este un fruct de calitate, cu fructul mare, este cu un gust echilibrat, dulce, acrișor, așa, și este capacitate foarte productiv ca soi și capacitate de păstrare din luna septembrie până în aprilie mai. Acum că ajungeam inevitabil la mărul polonez. Ce lipsește mărului românesc să fie la fel ca mărul polonez? Odată să fie prezent peste tot, pe piață. A doua oară se spune că nu există afacere cu mere și cu sucuri în care să nu fie băgat un polonez? Nu, la mine nu e niciun polonez. Nu la dumneavoastră, în Europa. Da. Nu, ne lipsește organizare. Adică cum? Sunteți organizați în cooperativă? Nu sunt organizat în cooperativă. Nu am logistica necesară. Ce ați avea nevoie? Îmi trebuie un depozit, un spațiu de depozitare, un spațiu de, unde să-mi desfășor o hală de sortare. Dar cum l-ar fi făcut? O să fie făcut, dar... Nu, ei zic, ei polonezii. Ei cum le-au făcut? Cum l-ar fi făcut? Că sunt convins că și ei au avut același probleme. Ei au intrat cu 5 ani înaintea noastră, da, în Uniunea Europeană. Au beneficiat de fonduri cu 5 ani înaintea noastră. Dar noi nici n-am consumat toate fondurile. Nu putem spune că banii reprezintă o problemă. Eu nu cred că banii reprezintă o problemă. Păi da, dar nu știu dacă din vina noastră a producătorilor de fructe n-am consumat banii. La momentul ăsta, pentru măsura 4.1a, nu avem nici ghidul în consultare. Ce spune măsura asta? La ce se referă? Înființarea plantațiilor pomicole, modernizarea exploatațiilor în pomicultură. Avem pe măsurile 4.1 pentru cultură mare și legumicultură și tot ce e, zootehnie, dar la pomicultură încă nu. Anul ăsta e ratat. Păi nu știu când se mai poate deschide, da, sesiunea. Da. Plus că au fost niște condiții destul de grele. Nu au fost bani accesați de micii fermieri. Au fost accesați bani de niște fermieri mari sau oameni de afaceri care s-au orientat spre pomicultură și au făcut ferme de afin, de, știu eu, tot arbuști, zmeuri, probabil și pomicultură. Ori fi fost și ceva mici fermieri. Ar fi mai rentabil o cultură de afin, de zmeură, față de pomicultură? Putem compara într-un fel? Nu putem compara, pentru că afinul face, e tot o specie pomicolă, dar are nevoie de condiții. Fermele care s-au făcut sunt ferme foarte mari, comerciale. Nu au fost, cred că aceste fonduri le-au accesat mai mult oamenii care au avut bani, oamenii de afaceri care s-au orientat spre afaceri. E adevărat, și eu fac o afacere, dar e o afacere mică, de familie.
au fost sprijinite și fermele de familie prin măsura 6-3, dar cu 15.000 de euro nu poți să faci ajutorul de minimis, da, la o plantație. S-au făcut reconversie pe 1.000 de metri, 2.000 de metri, e insuficient și nu ajută foarte, foarte. Partea de cultură, de depozitare, de proiecte europene. Ce faci tu cu acei 140.000 de euro de procesare? E un proiect european sau sunt banii voștri sau un împrumut de la bancă sau cum? Mare parte sunt banii noștri. Nu am avut răbdare să aștept după un proiect european, după cum știți. Asta a fost piedica răbdare. Durează din momentul în care începi să faci proiectul și până când intră banii. Noi am simțit piața în schimbare. De acum 2 ani am văzut că este cerere și nu voiam să mai aștept încă un an sau doi pentru procesare. Am luat un credit de la bancă, mare parte, și cu forțele noastre am reușit să punem fabrica. Bună și graba asta spre afacere sau spre a pune o afacere pe picioare, foarte bine, îți doresc succes, dar cred că poate ar trebui să te orientezi și către măsurile care sunt, că ar fi păcat să nu iei și un sprijin european pentru dezvoltarea afacerii tale. În viitor, cred că un depozit pentru fructe ar fi necesar, mai ales că lucrez și fructe perisabile. Și aș vrea să fac și celule de congelare. Viitorul cu siguranță va fi unul european. Momentan funcționăm cu sursele noastre. Eu am simțit în dorința consumatorilor, vor tot timpul produse noi. Nu poți să faci un sortiment, să mergi cu un suc de mere simplu și cu ăla să ai succes, să bea omul zi de zi numai suc de mere simplu sau și la dulceață. E nevoie, întotdeauna e nevoie de ceva nou. Și cu asta ne ocupăm acum, încercăm să studiem ce se poate obține din mere de la cap la coadă. Așa cum am spus. Sunt consumatorii tăi segmentul de tineri? Care simt nevoia asta de dinamică, de a schimba, de a schimba în permanență? Avem 50% tineri. Pe ei simt că se plictisesc cel mai repede de un sortiment. De asta am ajuns la 10 sortimente de sucuri acum și de asta am și achiziționat deshidratorul, pentru că ne dorim să aducem produse noi, fructe deshidratate. Și iar restul de 50% din clienți sunt oameni în vârstă care caută vitamine, caută, în perioada asta se simte, chiar de anul trecut, de când a început pandemia, comenzile s-au triplat foarte repede pentru că oamenii au căutat să consume vitamine. Iar noi avem grijă când, în momentul în care facem procesarea, pasteurizarea este făcută la 82-83 de grade, tocmai pentru a păstra din vitamine cât mai mult. E o vorbă care spune că după ce se termină producția Voineștiului, să spun, de mere, oamenii mai vând mere. De unde vin merele alea care se mai vând după ce s-au terminat merele din Voinești? O parte se mai păstrează prin beciuri și o parte vin de afară. Din Republica Moldova, din Republica Polonia, din Ucraina. Până aici să spunem că este aproape corect, pentru că este un comerț liber și este o piață liberă și este o piață uriașă, este piața Uniunii Europene. Dar eu m-aș simți înșelat dacă m-aș urca în mașină de la București să vin la Voinești, pentru că țelul meu este să vin să cumpăr un măr de la Voinești, cultivat la Voinești, și să constat acasă sau nu știu unde, să constat că n-am cumpărat mărul de la Voinești, că vine de nu știu unde, pentru că vânzătorul nu mi-a spus. Dacă mi-ar spune și aș fi corect informat, aș putea să înțeleg să-l cumpăr sau nu. Păi aici aveți dreptate, dar nu o să aveți de unde să știe. Ar trebui ca toată lumea să fie corectă. Ne întoarcem la condițiile ce am discutat mai devreme cu relația cu supermarketul și cu un comerț bun. Supermarketul îmi cere un certificat de conformitate, îmi cere o etichetă, o analiză în fiecare, la fiecare. Sunteți obligați să aveți Global Gap? Exact. Da. Nu Global Gap, dar duc mere la analiză și îmi cere certificatul de la... Plus că fac și ei, în paralel, analizele ei. Duc mere la... Iau probe dintr-un anumit lot și le duc la analiză. Deși Voineștiul este
patria merelor, iar stațiunea Voinești a fost prima stațiune înființată și specializată pe măr, sunt persoane care aduc mere din afară și le livrează. Și le livrează cu 2 lei și 50 de bani, deci le aduc din Polonia, le depozitează acasă și pe urmă le livrează cu 2 lei și 50 de bani. Ori dacă acest om vine și mă concurează, el îl ia cu 80 de bani de acolo și vine și mă concurează pe mine și îl dă cu 2 lei 50, eu ce să mai fac? Să duce la ăla și le ia. Deci, doamna Uncheșu, să înțeleg bine, am neșansa să vin la Voinești să mănânc un măr de Voinești și de fapt de Voinești, și să mănânc un măr din Polonia. Și să mâncați mere din Polonia. Sunt astfel de situații, există acest risc? Deci există unul la intrare în Voinești, este un depozit pe dreapta vis-a-vis de spital. Există mai sus puțin iarăși altă persoană, iar la vreo jumătate de kilometru altă persoană. Deci sunt 5-6 persoane care se ocupă cu așa ceva. Am neșansa ca cumpărând la Voinești un kilogram cu mere să nu fie mere din Voinești și să fie mere din Polonia? Am această neșansă? Da, dar nu în perioada asta. Nu în perioada asta, mai perioada de primăvară, mulți care stradal se mai scot. Într-adevăr, ale noastre se mai prăbușesc și interdic... Deci e perioada aia de ianuarie, februarie, nu? Nu. Martie, aprilie, deci atunci. Martie, aprilie, cel târziu mai. Deci cam acolo, sigur, luați de... Eu n-am o problemă că e măr din Polonia, dar să-mi spună, domnule, e măr adus din Polonia, care noastre s-au terminat, s-au vândut. Asta e, trebuie să trăim, nu? Sunt persoane care nu recunosc. Spun că sunt de Voinești, sunt în Voinești, adică practic sunt în Voinești, dar nu recunosc. Spun, nu e... Concurență neloială, da. Că noastră veniți cu mărul de Voinești aici la... Exact, nu e o concurență loială, dar sunt și persoane care fac treaba asta. Cel puțin cei care stau tot timpul la stradă și îi găsiți mereu pe stradă, zi de zi, 100% în martie, aprilie, aveți șanse să mâncați și de Polonia, de Ungaria. Eu, ca simplu consumator, vin în Voinești, am neșansa să cumpăr din Voinești un măr prezentat, vândut, drept măr din Voinești, dar să nu fie din Voinești, să fie din Polonia. În ce perioadă? Da. Toamna acum presupun că nu, dar în februarie, martie, dacă vin, există această neșansă? Nu. Nu există, nu? Nu există, nu. Nu, deci nu. Mâncăm numai mere de Voinești. Exact. Da. E zona care acoperă tot. Nu se pune problema de mere de import la Voinești. Ceea ce pot să vă spun cu mâna pe inimă, că de câte ori veți veni la stațiune, veți găsi niște mere de calitate produse la noi în Voinești, în bazinul Pomicul Voinești. Dumneavoastră îmi garantați, dar sunt alți mici comercianți care, să zic, poate și ei garantează așa verbal, dar mai puțină încredere din partea mea. Forma asta de asociere pe care ați făcut-o dumneavoastră, cooperativa, eu nu știu, mai există în și alte forme de asociere în Voinești? Grup de producători sau alte cooperative? A mai fost o, este o cooperativă înființată în 2017. Funcționează? A funcționat la început, tot așa. Nu are un spațiu, nu are o logistică, nu are... În momentul în care nu mai este depozitul de aici, n-a mai fost disponibil pentru închiriat, după e părerea foarte greu dumneavoastră, să mai lucrezi. Vă întreb sincer, după părerea dumneavoastră, aceste motive că nu are un spațiu, nu are o logistică, sunt motive reale pentru care nu funcționează cooperativa? Da. Sau individualismul din zonă generează suficient venit pentru unii încât le convine așa? Este individualismul care... este la ordinea zilei, fiecare pentru el. Sau dacă ne adunăm toți să mergem, întotdeauna va exista o suspiciune dacă vecinul a făcut ceva să câștige cu 10 bani mai mult la kilogramul de mere față de mine. Eu m-am ocupat, am făcut cooperativa, dacă eu câștig mai mult decât dau la ceilalți. Aveați un interes oricum. Aveam, nu? Un interes. Așa era. Exact. Da. Dar, afară de acest individualism, logistica este cea mai, este un lucru foarte important. Pentru că dacă n-ai unde, ce să fac, uitați-vă aici, dacă a plouat, eu deja activitatea mea s-a terminat. N-am un acoperiș, n-am o hală, n-am... E adevărat, puteam să fac, dar de 2 ani, de 3 ani de zile, spun, de ce trebuie să mai investesc eu separat într-o hală,
când deja am proiectul, o să fie peste un an. Eu am sperat să fie gata în toamna asta. Adică banii care îi mai cheltui cu hala respectivă o să-i folosesc să dau la bancă din rate. Înainte să ne apucăm de filmare, am zis, după ce am văzut livada, am zis că o să stăm aici și de vorbă. Avem merele, astea ce e cu ele, să le spunem astea telespectatorilor? Astea sunt merele pentru industrie. Pentru deja, industrie, calitatea, da, calitatea 2 da. Sub. Bun. Aveți contracte pentru așa ceva? Există? Am contract pentru mere de industrie cu fabrica de procesare. Foarte e o fabrică bine. De la Dâmbâlcea, nu are importanță. Și am zis că o să stăm de vorbă aici, că arată foarte frumos și avem noroc și de vreme. Când a venit el, îl așteptam să vină, a spus, am adus ceva ca să punem, să arate într-un fel la filmare. Ne-am uitat, le-am pus aici pentru că și dumneavoastră și colegul erați foarte mândri de produsele muncii dumneavoastră. El mi-a spus și mi-a pus mama și niște flori ca să arate frumos. Astea sunt mere de la mine, astea sunt sucurile pe care le fac eu. Aici pun sucul la viitoarea formă de ambalare, asta încă nu este definitivă. Dumneavoastră cu livada și cu merele o să vă arăt și lădițele cu mere pregătite pentru livrare. Și lădițele, o să le filmăm să vedem și lădițele și m-a impresionat foarte mult mândria dumneavoastră și vă lăudați cu produsele pe care le face și cu produsul muncii. Mă bucură foarte mult. Sper că un pic, tangent măcar, am trecut prin Voinești, am vorbit despre mărul care se vinde la Voinești, despre necazurile și mai ales despre soluțiile pe care telespectatorii ar putea să le găsească și să le tragă din această discuție. Și ca să închidem, am bun, în decembrie o să numărați banii, dar ce vă doriți de fapt? Două dorințe. Două dorințe? Să încep o dată depozitul. Asta e prima dorință. Eu am zis ce mai tine să găsiți 500.000 de euro și mă rog să începe. Îi găsesc. Nu, deja mai sunt câteva chichițe la hârtii. Da? Un extras de carte funciară care n-a avut notat nu știu ce. O, la autorizația de construcție mai trebuie un aviz de nu știu unde. Amănuntele vă încurc acum. Amănunte care săptămână după săptămână deja s-au făcut 3 luni, 4 luni de când tot aștept să vină. Mâine vine fierul beton, o să-l descarc aici ca să se apuce de treabă în sfârșit. Unde o să fie amplasă depozitul? Chiar aici. Aici lângă livadă. Aici lângă livadă. Deja am scutit transportul, cheltuiala de transport. Deja de aici livadă. Am defrișat, m-am apucat să defrișez în primăvară. Dacă știam că nu încep până acum, nu defrișam. Lăsam să culeg și anul ăsta aici. Depozitul și a doua? Și a doua sănătate. Cel mai important lucru. Cel mai important. Vă dorim să vi se deplinească sănătate și după aia depozitul. Și la tânăra, la motorul schimbării, cum am zis la începutul discuției, ei reprezintă motorul schimbării, ei vin cu ideile noi, iată câtă combinație de sucuri a putut să găsească, cum se duce cu investițiile și trage după el toată familia să-l alimenteze cu bani și să-i alimenteze visurile și proiectele și până acum n-a greșit și eu cred că nu va greși nici în continuare. Ce ți-ai dorit tu de mâine? Să se lărgească piața, să se deschidă, să vină alții? Ce ai vrea? Cu siguranță îmi doresc să ajungem să vindem în toată țara, prin intermediul firmelor de curierat și să avem cât mai mulți clienți fericiți care să ne recomande. Și mărului ăsta de Voinești, nu-i doriți nimic? Nu-i doriți și lui să se, nu știu, să plece într-o călătorie, spre exemplu, în Polonia și să stea acolo multă vreme și să se tot ducă și să se tot vândă? Îi dorim să rămână la fel de gustos. Vă mulțumesc frumos pentru discuție, pentru sfaturile, dacă vreți, și pentru ideea de a vă pune pe masă activitatea, problemele și sfaturile. Sper ca telespectatorii să găsească câteva soluții în ceea ce am vorbit. Sper ca mărul românesc să poată călători cât mai mult și în Polonia, și în Franța, și în Italia, și în toată Europa, să-și găsească acolo un cămin și să fie cerut în permanență, să aducă bucurie pentru noi cei care îl mâncăm, să aducă bucurie pentru cei care îl cultivă și pentru tinerii care, iată, câte idei și câte soluții au găsit ca să ne ofere cât mai multe produse din acest măr care se cultivă de așa multă vreme aici la Voinești și care are o tradiție extrem, extrem de puternică și un brand foarte puternic, dacă vreți. Politica Uniunii Europene în materie de siguranță alimentară acoperă tot lanțul alimentar de la fermă la consumator.
Ea își propune să garanteze securitatea și calitatea produselor alimentare și a hranei pentru animale, respectarea unor standarde înalte în materie de sănătate și bunăstare a animalelor și de protecție a plantelor, etichetarea corectă a produselor, precum și difuzarea de informații clare privind originea, conținutul și consumarea alimentelor. În acest sens sunt urmărite anumite direcții: etichetarea care arată conținutul și compoziția produselor alimentare, elaborarea unei legislații care garantează că organismele modificate genetic nu prezintă niciun risc și că există o protecție privind prezența substanțelor chimice în alimente, eliminarea riscurilor biologice legate de microbi și viruși, reducerea risipei alimentare, sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea animalelor. Planeta, hrana și noi suntem interconectați. Dacă privim un lucru, le vedem pe toate. Hrănirea apare ca un factor de modificare determinant pentru condiția umană. Date științifice arată că schimbările modului de alimentație au efecte importante asupra sănătății noastre. O dietă corespunzătoare cu o cantitate corespunzătoare de nutrienți este vitală pentru o minte sănătoasă și un corp sănătos. Învață mai multe despre hrana sănătoasă și aplică sfaturile. Cercetează și vorbește despre aceste subiecte săptămânal. Dietă și sănătate, dietă și societate. Dietele previn bolile. O dietă sănătoasă pentru tine și planetă. Dietă pentru viață sănătoasă, dietă pentru alimentație sănătoasă. Legătura dintre sănătate și mediu trebuie să fie folosită astfel încât să dea rezultate. Nutriție pentru sănătate și natură. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae. Toate cele bune! Misiunea realizată cu sprijinul AgriCover.